ați venit la Vloguleț. Astăzi avem un vloguleț special pentru că este turul casei. Mi îmi plac foarte mult astfel de vloguri și abia așteptam să facem și noi pe al nostru. Așa că astăzi am să încerc să vă prezint și cele mai secretoase colțuri ale casei noastre, pe care nu le vedeți de fiecare dată când facem vlog. Noi filmăm mai mult în sufragerie, dar astăzi vă duc până și în camera, sau cum o numesc eu, cuibușorul nostru de nebunii. Am zis să începem cu grădina, pentru că am petrecut destul de mult timp în această grădină, mai ales când sunt zile ca acestea, ceea ce e destul de rar în această vară. Și aceasta este grădina noastră, unde am și încercat și am făcut o grămadă de experimente. Am pus usturoi, ceapă, am pus și flori. Văd că florile au rezistat, ce n-a rezistat, însă și sunt foarte dezamăgită, este leușteanul. Dar sunt foarte fericită de cum arată hortensia noastră, care pare că e așa un soi de pasăre phoenix. Moare, renaște și de fiecare dată când renaște parcă din ce în ce mai frumoasă. Aici e un spațiu micuț, o grădină mică, cu iarbă, ușor de întreținut. Avem ceva mobilă de grădină, avem câteva scaune, o umbrelă și desigur avem și un element care n-ar trebui să fie în grădină, dar pentru că Delia a zis că face și n-a mai făcut. Bicicletă, tricicletă, elipticicletă pe care am scos-o din casă pentru că nu o folosim și mai ales vara nu o folosim. Vara stă în grădină pentru că nu o deranjează nimic, o mai băgăm iarna în casă când să zicem că ne mai vine cheful de făcut mișcare. Și uite așa intrăm în casă, avem aici intrarea cu un hol destul de încăpător. În hol îmi place să am întotdeauna liber ca să am spațiu când vin cineva la noi, să se poată descălța în liniște, să fie frumos, să fie curat, să nu fie nebunie la cutie. Vreau să vă spun că facem acest tur al casei și pentru că am schimbat câteva lucruri în casă de când n-ați mai văzut voi casa noastră pe de-a întregul așa. Și marea schimbare pe care am făcut-o a fost că am zugrăvit cap-coadă. Și când spun am, mă refer că am chemat pe cineva care să se ocupe și s-a ocupat extraordinar. O să facem noi un vlog și despre asta, poate pentru membrii. Așa am făcut în această vară, ne-am ocupat cu o curățenie generală în care s-au vopsit pereții, s-au vopsit ușile, s-au vopsit tot ce înseamnă tocăraie, tot ce înseamnă lemn, această casa scării sau cum să o numi. Și arată foarte bine, suntem foarte mulțumiți pentru că, în primul rând, preîmprospătează casa, este curat și avem, practic, ca și cum avem o casă nouă. Așa îmi place foarte, foarte mult. Din hol avem ori o iei pe scări la deal, așa că tinel către camerele de sus, ori intri în baie sau, dacă vrei și mai multă intimitate, poți să aici, intri aici într-o carceră, cum îi spunem noi. Aici ținem noi tot ce înseamnă pantofi, lucruri cu care mai grădinărim și lucruri de ale casei. Deci este un spațiu de depozitare foarte bun. Foarte bine folosit acest spațiu de sub scări. Iar aici avem o baie destul de mică, baia de serviciu, cum s-ar spune în română, o toaletă, mai precis, avem toaleta acolo și o masă, care nu ar trebui să fie în baie, în mod normal, dar aceasta este masa pe care noi o montăm și o luăm cu noi pe unde mergem. Este o masă foarte, foarte versatilă, uneori poate fi scoasă și în grădină, și o chiuvetă foarte, foarte mică. Desigur că nu poți avea o baie ca aceasta și să o folosești doar pe post de ceea ce este o cameră cu toaletă, ci bineînțeles că avem multe de depozitat în ea, cum ar fi cola, apă și tot așa, până să ajungă în frigider, băuturile stau foarte, foarte bine acolo. Acum am ajuns în partea mea favorită a casei și anume în bucătărie. Și nu pentru că sunt eu această gospodină de mare anvergură, ci pentru că aici există două lucruri favorite mie, mâncarea și cafeaua. Avem aici un spațiu de bucătărie super spațios, este foarte aerisit, foarte frumos decorată această bucătărie. Când spun decorată, mă refer la mobilă. Mi-e place foarte mult griul acesta lucios. Când am văzut pentru prima dată această bucătărie, am fost foarte încântată, foarte ușor de treținut cu curățenia în această încăpere. Avem bucătărie care are de toate. Avem mașină de spălat vase, avem uscător, mașină de spălat rufe, avem aici cuptor, bineînțeles mașină de cafea și tot ce înseamnă fryer, microunde, acestea sunt aduse de noi. Avem aici o plită care își face treaba cu brio, hotă și spații de depozitare foarte, foarte multe încât să ai, să pui pahare, căni, tot ce ai nevoie pentru bucătărie. Eu sunt foarte mulțumită de această bucătărie. A, și avem și frigider, că poate vă întrebați, bun, dar vă place să mâncați, dar unde țineți? Aici este frigiderul, iar aici este congelatorul, foarte bine își fac treaba, foarte spațioase. Vreau să vă spun că din toate casele prin care am mai fost sau prin care am stat, această bucătărie este de departe favorita mea, de la mobilă, culori, utilități, la spațiu, este de departe spațiul meu favorit de bucătărie de până acum.
Momentul meu preferat din zi este dimineața. Aici vin să-mi fac cafea în fiecare dimineață și ce ador la această bucătărie este că are acest geam care dă în grădina de afară și este foarte luminos. De fiecare dată când trag această jaluzea, se face foarte multă lumină și am aici companionii mei de dimineață pe care îi ador foarte tare. Iepurașii și ariceii care îmi țin aici isonul de fiecare dată când fac cafea. Îmi place că avem această fereastră pentru că, așa cum am zis, deschide toată această cameră. Și un alt lucru ce îmi place foarte mult la această bucătărie, mai ales că te ajută să economisezi spațiu, este această peninsulă pe care noi o folosim pe post de bar, în momentul când vine cineva la noi, facem aici un soi de bufet suedez, ba masă pentru noi de zi cu zi. Avem aceste două scaune înalte, aici mâncăm, când nu mi se face mie de mâncat pe canapea, iar acest spațiu este mai mult decât suficient pentru noi, te ajută cumva să ții bucătăria împreună închegată, am avut și masă, am renunțat la ea pentru că este mai mult decât suficient și da, așa, un aspect de modern, dar în același timp foarte, foarte cozy. Și că tot vorbeam de cozy, vreau să vă spun că aceasta este camera care pe mine m-a convins în momentul când a fost... Ne întrebam dacă să închiriem sau nu această casă, pentru că este foarte luminoasă, are două ferestre, are un spațiu suficient pentru a o transforma într-o sufragerie foarte, foarte frumoasă. Avem un spațiu de canapea, acolo unde stăm puțin și vegetăm când vrem să ne relaxăm. Avem două lumini care se văd foarte, foarte cald și frumos seara. Aceste două ferestre am încercat să le las cât mai simple pentru că vreau să beneficiem foarte tare de această lumină. Bate soarele de dimineața direct aici și dă așa un aspect de căldură și de vară chiar și când e iarna. E foarte, foarte frumos. Am făcut noi aici un spațiu de șemineu pe care eu îl ador și de care ne folosim foarte, foarte tare când vin sărbătorile pentru că lângă acest șemineu, bineînțeles, în acest colț vine foarte bine un brad. Nu acum, să nu ne grăbim și ajungem la cea de-a doua fereastră care la fel aduce foarte multă lumină și îmi place foarte, foarte mult. Lângă această gaură neagră numită televizor, care vreau să vă spun că pe lângă faptul că face o grămadă de zgomot în momentul când îi dai drumul și schimbă cumva camera din acest loc liniștit și foarte, foarte cozy și drăguț, când dai drumul la televizor ai așa o mare de culori, de gălăgie, care e foarte folositor, mai ales dacă vrei să vezi un film, mai ales dacă vrei să te relaxezi seara. Iar dacă nu vrei să te relaxezi seara și vrei să continui să îți dezvolți multe talente, poți să vii aici, în acest spațiu de pian, care a fost folosit, vreau să vă spun, mai mult decât a fost eliptica de afară. Nu, nu, tu nu urmează să pleci în grădină, stai liniștit, tu vei sta aici. Sper și eu într-un anumit moment al vieții mele să fiu capabilă să cânt o melodie cap-coadă. Mi se pare că împlinește foarte bine această cameră și arată foarte, foarte bine aici. Totul este, după cum vedeți, pe nuanțe de crem, de alb, pentru că asta este ceea ce îmi place. Aduce bucurie și lumină și creează o atmosferă foarte frumoasă în casă. Masa aceasta este elementul central al camerei. Am încercat să o decorez cât mai frumos, să fie așa un element care să aducă bijuterie. Îmi place foarte mult ce a ieșit, iar aici, în acest loc, ne bem cafelele, ne întâlnim cu prietenii, petrecem momente frumoase. Toată mobila este IKEA, cu excepția pianului și cu excepția acestui frumos șemineu pe care l-am cumpărat și în momentul în care a ajuns am văzut că dacă aici partea de tehnologie este China, ei, partea de lemn este 100% mână românească. M-am bucurat foarte tare când am văzut acest lucru și suntem foarte mulțumiți de ce am reușit să facem în această cameră, ceea ce încununează foarte frumos camera aceasta. Semnul pe care prietenii noștri l-au pus la intrare în acel panou fotografic în momentul când ne-au făcut surpriza de petrecerea burlacilor și a burlăcițelor. Știți că avem și un vlog aici pe canal cu acea foarte frumoasă surpriză. Mă emoționez de fiecare dată când mi-aduc aminte de acea zi pentru că a fost superbă. Și pentru acea zi și pentru cât de frumoase au fost sentimentele de atunci, am zis da, acesta este locul pe care trebuie să-l ocupe acest semn. Și ne bucurăm foarte tare pentru că este pe alb și așa cum am spus, am această plăcere și această obsesie ca în camerele în care locuiesc să fie elemente cât mai deschise, cât mai vesele, cât mai frumoase, iar albul complimentează foarte bine o cameră atât de luminată și de însorită cum este aceasta. Și acum să mergem la etaj. Avem două rânduri de scări, iar eu sunt foarte fericită de acest lucru pentru că mă simt mult mai bine cu mine. Pare că fac așa sport în fiecare zi când urc aceste scări și tot găsesc motive să mă duc ba la parter, ba la etaj, ca să simt așa cum mă mențin fit.
Asta e, încerc să mă mint singură, coping. Aici avem locul în care eu îmi fac veacul, dacă vreți, cel puțin 8 ore pe zi. De aici eu lucrez, de aici se petrec toate minunile și toată contabilistica, dar aici se petrece și învățatul. Și uneori aici se petrece și uitatul la vloguri, cititul, de se petrec mai multe lucruri. Aici este spațiul de birou. Pentru a contura foarte bine acest spațiu de focus, am adus aici și un dulap plin cu cărți și nu sunt aici doar de bibelou, am trecut prin ele și mai am de trecut, mai ales prin acestea, mâncarea lui mama, deci sunt cărțile de care eu să mă agăț de fiecare dată când am nevoie. Sunt aici la birou și am urgență, imediat sar la dulapul de cărți. Înainte l-aveam pe partea cealaltă, dar am hotărât că dacă în partea aceea vreau să conturez dressing-ul, aici să conturez foarte bine ideea asta de spațiu de birou și l-am adus în această parte, plus că dă o pată de culoare foarte frumoasă în acest loc și cumva se împlinește foarte bine cu această măsuță și aceste scaune de care mă ajut foarte tare uneori să depozitez lucruri, cum ar fi să las lucruri random, așa, ba o geantă, ba o carte, dar uneori îmi place să stau și aici, mai ales când această cameră având și ea două geamuri, bate o lumină foarte frumoasă aici, este foarte însorită, foarte luminoasă această cameră, de aceea am și ales-o ca fiind locul pentru birou, pentru că cineva ne-a întrebat zilele trecute, cred că chiar Zugravu, cum de n-ați ales această cameră ca spațiu de dormit, să fie dormitorul principal. Și am zis, nu, e prea multă lumină, e prea frumos ca să petrec doar 8 ore în această cameră și alea dormind, așa că prefer să am aici birou și să mă bucur de această lumină. Acest spațiu foarte frumos este cumva complimentat și ajutat mai departe atunci când mă satur de asta în capul oaselor, cum se spune, și vreau să mă tolănesc un pic, de această pseudo-canapea. Dacă vă întrebați ce este aceasta, e bine, sub tot ce vedeți aici, perne și așa mai departe, este una dintre saltelele noastre, cea mică, și pentru că nu am unde să le depozitez în această casă și decât să stea claie peste grămadă, am zis, stai că mă folosesc eu de ele, îmi fac aici așa un spațiu ca să mă ajute el în momentul în care vreau să citesc, vreau să învăț, dar vreau să mă și tolănesc, să stau relaxată. Tot această canapea trasează foarte bine axa, pentru că această cameră este împărțită cumva în două. Aici avem spațiu de inteligență și dincolo avem spațiu de dressing și ce mai vreți, lucruri cu care, de care eu sunt foarte, foarte mulțumită, pentru că e foarte spațios, cel puțin acel șifonier din spate. Este ceva ce oricine îl găsește folositor, pentru că e foarte spațios, poți să pui multe lucruri în el și fiind cumva în perete, nici nu ocupă spațiu din cameră deloc. Avem aici un spațiu în care ținem genți și îl punem și pe Ion Fresh. Nu știu dacă observați, această cameră este super, super, super fierbinte vara. Sunt 28 de grade aici. Poate ați observat înainte, uitându-vă doar la mine. Iar eu mă folosesc de acest aparatel în fiecare zi când sunt atâtea grade aici. Iar trecând pe partea dreaptă a problemei, avem spațiul meu favorit, după bucătărie, bineînțeles. Aici mă machez, aici îmi fac îngrijirea tenului, aici îmi țin eu toate lucrurile ce țin de parfumeristică, cosmetică, accesorii de păr și așa mai departe. Mă folosesc foarte bine de această oglindă. Înainte, cumva, masa asta era mai centrată în partea aceea și pentru a mă folosi de toată această lumină și acest soare care bate în cameră, am zis, hai să o mut un pic mai acana și foarte bine vine această oglindă aici, pentru că stau când mă machez, îmi bate lumina direct pe față și văd foarte bine ceea ce fac. Nici nu mai am nevoie de aceste becuri. Ador camera aceasta, nici nu mi-aș putea dori mai mult și consider că e folosită cu economic, așa, foarte cu scop, pentru că nu am, cineva mi-ar fi spus la început, când am venit să vedem casa, agentul ne-a spus, a, păi aici puteți să mai puneți niște șifoniere și faceți camera asta numai pentru haine. Și am spus, mai dă-le încolo de haine, că sigur pot folosi această cameră cu mai mult eficiență decât doar haine. Hainele stau așadar în acest șifonier mare, lat, spațios, cumva construit direct în perete, așa cum am mai zis, și ajută foarte mult pentru economisirea spațiului.
Mergând mai departe, îl închidem spațiu confidențial aici și mergem în spațiu preferat al lui Doru, dacă va bine să credeți, și anume baia, nu la ce vă gândiți voi, ci la cadă mă refer. Lui îi face să petreacă foarte mult timp în această cadă, îi plac băile lungi, fierbinți, anormal de fierbinți, vă rog să mă credeți pe cuvânt, e ceva ieșit din normal. Am schimbat un pic baia în momentul în care am adus dulapul, aveam înainte o masă, mie nu-mi plăcea că toate stăteau împrăștiate pe acea masă, mi se pare mult mai economic în materie de spațiu, mult mai frumos și de asemenea mult mai igienic să fie toate puse în acest frumos dulap pe care l-am luat-o din Ikea. În rest, v-am mai zis eu că sunt puțin așa în pauză de idei în momentul când trebuie să vă prezint băi și camere de hotel, pentru că știți cum e, aici mâncai, aici știți voi, aici avem chiuveta de care ne folosim foarte, foarte mult, pentru că folosim această baie mai mult decât celelalte. Cada, de că m-am spus, de care se folosește Doru foarte bine. Eu sunt mai mult cu dușurile decât cu băile lungi. Și tronul regal, despre care n-am să vorbesc prea mult, pentru că n-are rost. Cam atât cu baia. Hai să mergem în The Geek Studio. Intrăm la Doru în cameră, care are și un semnalizare. Intrarea, dacă vă întrebați de ce ușa asta încă scârție, este pentru că Doru simte nevoia ca ea să scârție. Ei zice că așa simte controlul mișcărilor prin casă. Știți voi, mai o fantomă, mai un strigoi, simți imediat. Aici avem locul în care Doru face, în care Doru lucrează și unde își dezvoltă și pasiunile, după cum vedeți, avem și stații și telefoane puse cu microfoane, puse cu laptopuri și tot ce mai e pe aici. Aici este spațiu în care nu prea facem nimic, în sensul că această canapea este de obicei așa, goală, nu dormim în această cameră. Ții minte că a fost acum vreo 2-3 veri, o perioadă în aceea în care nu puteai să stai sus și o să vedeți de ce. Și am venit și ne-am mutat aici pentru câteva seri și ne-am ajutat și de domnul Ion Fresh. La fel, un mic șifonier, spun mic pentru că e mai mic decât celălalt, dar și acesta foarte spațios, tot așa în perete, ocupă puțin spațiu și ajută camera să se păstreze așa destul de aerisită, pentru că după cum vedeți, această cameră este mult mai mică. Și ar fi considerată o cameră de copil aici în Anglia. Noi am considerat că ar putea fi dormitorul, ne-am stat și ne-am gândit dacă ne dorim sus sau aici, după care am zis, e o cameră mult mai bună pentru un birou decât pentru a face dormitor. La fel cu geamuri, foarte spațios, de pe partea cealaltă a casei, practic în parcare, unde avem grădina. Și arată foarte bine, e foarte liniște, spre deosebire de unde am eu biroul, camera aceasta e mult mai liniștită pentru că nu ai mașini care trec, dar foarte, foarte, foarte bine sigilată, sau cum s-o spune, în materie de geamuri această casă, pentru că, deși dă în stradă, deși sunt o groază de mașini care trec, vreau să vă spun că este o liniște teribilă. În momentul în care deschizi geamul la mine în cameră, simți ca și cum ai ieșit în stradă. Când îl închizi, nu mai auzi nimic. Deci, kudos oamenilor cu termopanele. Am ajuns înapoi în hol, un hol foarte lung, după cum vedeți, cu o casă a scărilor de care te poți folosi în diferite feluri. Cel mai bine ar fi să nu pui pahare pe ea, cum făceam noi înainte să o vopsim, pentru că s-ar putea să rămâi cu repercusiuni. Și de asemenea, acum un rând de geamuri și aici. Eu ador acest lucru, pentru că aceste scări, cu aceste geamuri, cu faptul că soarele apune întotdeauna în spatele acelor case, în acest loc se așternă o lumină superbă și ți-e mai mare drag să vii aici cu un aperol, să stai, să te relaxezi după serviciu și să privești apusul. Superb! Și acum, haideți în colțișorul de nebunii, cum v-am spus la început, colțișor de nebunii pe care l-am restructurat un pic. Și cine a fost cu noi pe vlog de ceva vreme știe că atunci când am cumpărat saltelele pentru Range Rover să-l facem pat și ce ne mai trăznea nouă prin cap, am luat în prima instanță acea saltea destul de subțire și după aia am zis poate ne trebuie una mai groasă și mult mai moale, mai pufoasă, să poți să dormi confortabil. Ei bine, aici este, tot sub formă de canapea, pentru că am zis că decât să o depozităm într-un fel în care să nu ajute nici pe ea, să nu ne ajute nici pe noi, să ne ia din spațiu degeaba, hai să o transformăm într-o canapea. Am fost repede la Ikea, am cumpărat o lampă de citit, am pus acolo colțul acesta și arată senzațional. Vreau să vă spun că uneori vin și învăț aici, pentru că dacă vă spuneam că pe scări se face acea lumină frumoasă de la apus, ei bine, apusul venind pe acel geam, pe care eu îl ador pentru că este un geam din acesta tip mansardă,
Și aici intră lumina aceea superbă de apus când avem un soare foarte frumos și aici în colț este superb. Este foarte frumos și seara, înainte de culcare, să vii să te așezi acolo, bei un ceai, citești o pagină, două și zdup direct în pat. În colțul ăsta avem o comodă în care depozităm tot felul de lucruri, prosoape, așternuturi. Avem multe lucruri pe care nu avem unde să le depozităm și din cauza faptului că le folosim foarte des. Aici sunt, practic, pilota și pernele celor ce vin în vizită și pe care le punem mereu repede pe canapeaua pe care ați văzut-o în dormitorul lui Doru și aceea devine o cameră de oaspeți foarte repede, acea canapea fiind extensibilă și foarte bună, by the way. IKEA nu mai face pentru că mi se pare că e cea mai bună canapea ever pe care a făcut-o IKEA, foarte confortabilă, se arată foarte, foarte frumos și se desface foarte simplu. Folosim aceste lucruri și uite așa ai făcut camera de oaspeți. Aici în comodă, nu sunt prea multe de spus, partea mea favorită din această comodă nu sunt chiloții și șosetele din ea, ci cum am decorat-o un pic așa să fie o pată de culoare și să arate drăguț. În această cameră mie îmi place foarte, foarte mult pentru că avem o baie en suite. Avem o baie destul de mică, ceva ce mie îmi place foarte mult, foarte comod de altfel. Avem o cabină de duș, o chiuvetă și mai mică, dacă credeți că nu poate exista o chiuvetă mai mică decât ceea ce ați văzut-o în baia de jos, e bine, există. Foarte mult îmi place faptul că această cameră vine cu baie, acesta fiind și motivul pentru care am ales ca această cameră să fie camera de somn. Zugravul nostru a rămas surprins, a zis, domnule, de ce ați ales voi camera mansardă să fie dormitor? Nu te chinui mereu când te bagi aici în pat pentru că ai această înclinație a peretelui? Ei, domne, zugravul nostru vorbea de la înălțimea lui, de om normal. Când e vorba de pitici de grădină, pe mine nu mă piedică și nu mă incomodează cu nimic acest perete, din contră. Ți minte și acum, prima seară în care ne-am mutat și am dormit în această casă, cât de liniștitor mi s-a părut faptul că am peretele ăsta aici și cât de, nu știu, simt așa, parcă mă pun într-un cocon și e foarte, foarte, mi-e place foarte mult, nici n-a trebuit să avem discuții de când am văzut camera aceasta, am zis gata, asta este și în momentul în care ne-am ales care unde să doarmă, care partea patului a fiecăruia, n-am avut nicio treabă, pentru că Doru știa clar că are nevoie de mult spațiu, pentru că el să nu credeți că își ține cumva conținute toate firele, toate fiarele doar acolo în spațiul lui, nu, le mai aduce și pe aici pe sus, ceea ce, na, nu-i nimic în regulă, iar eu având această plăcere să stau în cocon, pentru mine partea de pat din partea aceea m-a fost foarte, foarte bună. Camera asta are un geam foarte interesant, tip mansardă, cum îl numesc eu, foarte călduroasă peste zi, mai ales dacă este o zi de vară din aceea cu foarte mult soare, soarele bate în acoperiș și se face foarte cald în cameră peste zi, dar seara când se răcorește poți deschide larg acest geam, intră răcoarea și ajutându-te de geamul de lângă scări, de pe hol, faci un pic de curent și se aerisește, se face răcoare foarte frumoasă. De asemenea, el se poate închide în trepte și asta îmi place iarăși pentru că dacă ți-e prea frig cu geamul total deschis, poți să-l acomodezi cum îți place ție. E un fel așa de aer condiționat natural pentru noapte. E, uite așa că arată camera noastră de somn. Petrecem destul de puțin timp aici, să știți, pentru că practic petrecem realmente orele de somn. În sensul că în momentul în care am terminat cu lucru, am terminat cu distracția, am terminat cu vloguritul, am terminat cu uitatul la televizor sau mai știu eu ce alte lucruri pe care le facem pe jos, atunci este momentul în care ne hotărâm, hai, mergem în pătuț și zdup în pătuț și cam atât. Mai există telefoanele care te mai țin în pătuț cumva și multe alte lucruri, dar nu vor fi menționate în acest vlog. Te mențin treaz, dar este chiar o cameră de somn, nu avem televizor aici, încercăm să ținem departe orice distracție și să ținem camera aceasta chiar focusată pe acest lucru numit somn, care este foarte important din câte am înțeles. Iar colțul de citit vine cumva în ajutorul unui somn cât mai plăcut, pentru că am înțeles că e foarte, foarte de ajutor să citești și să te relaxezi înainte de culcare. Cam acesta este vlogulețul, aceasta este căsuța noastră. Eu sunt super îndrăgostită, Doru este foarte bine așezat aici, la fel și eu, și simțim că este cumva casa noastră. Avem landlord-ul cu care ne înțelegem foarte bine și mereu Doru are o vorbă, că este casa lui, dar este căminul nostru și de la această premisă plecăm întotdeauna când este vorba despre o casă, să o facem cât mai a noastră și cât mai călduroasă, să o facem practic asta, căminul nostru. Pupicos, pa!